Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Discutăm în emisiunea de astăzi despre o amenințare tot mai evidentă pentru sănătatea noastră și anume cancerele de piele. Modificările climatice își fac tot mai mult simțită prezența atât prin fenomene naturale extreme cât și prin creșterea temperaturilor în cadrul procesului de încălzire globală. Mișcarea stratului de ozon din atmosferă permite radiațiilor ultraviolete de toate tipurile să bombardeze pământul și inevitabil pe locuitorii lui cei mai numeroși, și anume oamenii. Expunerea la radiații ultraviolete este cel mai important factor de risc extern ce poate genera cancer de piele. Meserile practicate în aer liber cu expunere la niveluri ridicate ale radiațiilor UV prezintă un risc crescut pentru această afecțiune. Dintre cancerele de piele, așa numitele cancere cutanate non-melanom, au înregistrat creșteri ca număr și gravitate semnificative în ultimii ani. Anual sunt diagnosticate milioane de cazuri în întreaga lume. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat radiația ultravioletă solară ca substanță cauzatoare de cancer. Dezbatem subiectul împreună cu invitații mei de astăzi. Permiteți-mi să o salut pe doamna dr. Daniela Zob, este medic primar oncologie medicală la Institutul Oncologiei București. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Și cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Putin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Bună ziua! Bine v-am regăsit, domnule doctor! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Și începem dezbaterile. Doamna doctor, aș începe cu dumneavoastră. Spuneam că în aceste momente sau în ultima perioadă clima este într-o permanentă schimbare, schimbare pe care o resimt și organismele vii de pe pământ. În ce sens ne afectează pe noi și sănătatea noastră această schimbare climatică? Categoric, schimbarea climatică are impact asupra sănătății fiecăruia dintre noi. Ce este important este radiația ultravioletă, care poate să determine leziuni la nivelul celulelor, alterații ale ADN-ului, care să determine apariția de cancere cutanate. Fie că vorbim despre melanom, fie că vorbim despre cancere cutanate non-melanom, care au ca factor principal radiația ultravioletă, 90% dintre cazuri având factor de risc această expunere. Protecția noastră este necesară. Asta înseamnă că reducerea expunerii la radiații ultraviolete, fie că utilizăm creme solare, fie că scădem expunerea la soare sau în saloanele de bronzat artificial, va aduce o scădere a acestui tip de cancer, care este într-o creștere vertiginoasă în ultimii ani. Domnule doctor Fotin, care este amploarea pe care o poate lua acest fenomen, având în vedere evoluția din ultimii ani? Ca să discutăm despre amploare, ar trebui să vedem unde ne aflăm. Dacă ne referim la ultimele date, de exemplu, raportul Comisiei Europene privind starea de sănătate a populației Uniunii Europene pe anul anterior, 2020, se menționează în această analiză că aproximativ 2,7 milioane de persoane au fost diagnosticate cu un tip de cancer, cu un tip de neoplazie. Dintre acestea sau dintre cele care erau deja diagnosticate în anii anteriori, aproximativ 1,3 milioane au și decedat din această cauză. În același raport se menționează că pe baza datelor existente până în 2035 aceste cifre s-ar putea dubla, preconizându-se că odată în viață populația Uniunii Europene poate să treacă printr-o neoplazie în procent de aproximativ 40% dintre cetățenii europeni, confruntându-se în perioada următoare cu o neoplazie. Deci, impactul cam acesta ar fi. Dacă ne întoarcem la tema noastră de astăzi, respectiv cancerele cutanate, la nivel global sunt diagnosticate anual aproximativ 3 milioane de persoane care dezvoltă acest tip de cancer, la acest respectiv cancer non-melanom. La aceste 3 milioane se adaugă 150.000 de melanoame diagnosticate la nivel global.
Ca și, să zicem, sintagmă de cancer cutanat, trebuie să cunoaștem că în acest grup sunt prezente mai multe tipuri de cancere, care sunt clasificate în funcție de tipul celulelor unde ele se dezvoltă. Cele mai frecvente sunt carcinomele bazocelulare, care reprezintă 75-80% din totalul cancerelor cutanate, urmate de cancerele spinocelulare într-un procent de aproximativ 20%, într-un procent mai scăzut, dar o formă de cancer ceva mai agresivă este cancerul cu celule Merkel și, bineînțeles, binecunoscutul melanom, care, deși este într-un procent mic ca și incidență, ca și apariție, are o mortalitate înaltă. 75% din decesele provocate la pacienții cu neoplazii cutanate sunt determinate de către melanom. Datele existente arată, cum spunea și doamna doctor Zob, o dublare, de fapt o creștere a incidenței în ultimele decade, desigur corelate odată cu riscul individual al fiecărei persoane de a dezvolta acest tip de neoplazii, dar și în relație cu factorii de mediu. Este bine cunoscut că o persoană are risc de 30% de a dezvolta carcinom bazocelular pe perioada vieții sau de 7-11% de a dezvolta carcinom spinocelular. În momentul în care noi cunoaștem aceste date și cunoaștem factorii care modifică acest risc, putem interveni și putem cumva modifica riscul la care noi individual suntem expuși sau putem depista, preveni instalarea de forme grave. Deci, amploarea este una care se pare că evoluează către creșterea incidențelor, prevalențelor acestor patologii. Sunt, doamna doctor Zob, cancerele cutanate non-melanom mai puțin periculoase decât cele melanom? Poate evolua local, poate metastaza în ganglionii loco-regional și la distanță, cu o scădere dramatică de supraviețuire. Deci, categoric, este important nu numai tipul de cancer, ci și depistarea precoce a acestuia. Ăsta e motivul pentru care multe din țări au programe de screening. Și ca să mă întorc puțin la ce a spus domnul doctor, am văzut un raport al clinicii Mayo apropo de creșterea incidenței, de cât de mult a crescut incidența. Între anii 70-80 versus 2000-2010 este o creștere de 263% da? A cazurilor, ceea ce înseamnă foarte mult. Pentru un cancer care poate fi curabil prin intervenție chirurgicală dacă pacientul se adresează în stadii incipiente, deci ca principal tip de tratament este chirurgia, urmat de radioterapie pentru cazurile care nu pot fi tratate chirurgical, fie că sunt extrem de întinse, fie că nu oferă margini de siguranță negative, intervenția chirurgicală și atunci ai nevoie de radioterapie, fie în situațiile inoperabile și în care nu putem adresa radioterapia extrem de extinse sau metastazate, există terapii sistemice. Până în ultimii ani aveam numai chimioterapia, scuzați-mă, iar în ultimii ani avem multe terapii sistemice noi pe care le putem utiliza și care sunt disponibile și la noi. Vreau să vă întreb, spuneați de faze incipiente și de faptul că un pacient trebuie să se prezinte la timp, la medic, pentru ca diagnosticul să se pună cât mai repede. Când ar însemna acest la timp? Când trebuie să se prezinte la medic un pacient? Sau altfel spus, cum ar trebui să arate o leziune care să ne de piele, care să ne dea semn, să ne ridice semne de întrebare? Sunt niște leziuni eritematoase, roșii, care de multe ori au crustă deasupra, au squame, au o margine neregulată, ușor ieșită în relief. Centrul poate să fie depresat, pot să sângereze ușor, pot să aibă plăci keratozice deasupra, leziuni care cresc repede în dimensiune, leziuni care nu se vindecă într-o lună, trebuie să aducă pacientul la medic. De ce spun că nu trebuie să amânăm? Pentru că o tumoră, așa ca să vă dau un exemplu, o tumoră care depășește 2 centimetri,
în suprafață versus o tumoră de sub 2 cm în suprafață, deci cea care depășește 2 cm are de două ori mai mare risc de recidivă locală și de trei ori mai mare risc de metastazare. Iar în profunzime, o tumoră care depășește 2 mm are risc de 10 ori mai mare de recidivă locală. Iar tumorile care invadează structurile din jur, pentru că evoluția este în profunzime a acestui tip de tumoră, adică prinde piele, prinde țesut subcutanat, prinde țesut gras, mușchi, cartilaj, os. În momentul în care prinde sub țesutul gras, atunci riscul de metastazare crește de 11 ori. Ăsta e motivul pentru care noi îndrumăm și e binevenită emisiunea dumneavoastră de conștientizare a acestor leziuni, îndrumăm pacienții să fie consultați de către un dermatolog, asta este primul pas, sau chiar un medic de familie care să adreseze pacientul unui dermatolog, astfel încât leziunile să nu depășească 2 cm, să ne încadrăm în zona aia de confort pentru... O leziune cutanată expusă la raze ultraviolete, cu cât crește sau cu cât sporește această evoluție a unui eventual cancer, de exemplu? Așa cum am spus, riscul este de 90% dat de expunerea solară. E adevărat, crește riscul cu cât? Există leziuni premaligne cutanate. Există diverse afecțiuni cutanate, există cicatrici, există arsuri care se vindecă greu și expuse la ultraviolete categoric acolo. Avem un risc mai mare de a dezvolta un cancer cutanat. Există zonele preexpuse la raze X, care de asemenea au un risc mai mare. Pacienții cu imunosupresie au un risc mai mare de a dezvolta un cancer cutanat non-melanom, iar expunerea la ultraviolete cu siguranță crește acest risc. Domnule doctor Fotin, în momentul în care, cum spunea doamna doctor Zob, observăm anumite modificări la nivelul pielii, din diferite motive, e clar sfatul oricărui specialist este să ne prezentăm la doctor. Încotro ne îndreptăm? Prima dată la medicul de familie sau direct la un specialist dermatolog? Care este traseul? Cum bine ați spus, când observăm, trebuie să ne întoarcem un pic înainte de a observa, pentru că se pare că în România, dintr-un motiv sau altul, aceste forme de neoplazie ajung tardiv la medic. Și atunci trebuie să menționăm faptul că este bine ca persoanele care cunosc factorii de risc, parte menționați de doamna doctor, la care aș adăuga persoanele cu piele, cu tipul de piele fotosensibil, persoanele deschise la culoare, persoanele cu părul blond sau roșcat, cu ochi albaștri sau verzi, persoanele care se știu că nu au rezistență crescută a pielii la soare, se ard foarte ușor. Acestea sunt persoanele pe care aceste radiații ultraviolete le afectează, le lezează foarte ușor. Pe lângă această istorie cu familial, în familie de boli de acest tip la nivelul pielii. Persoanele care sunt în tratamentele imunosupresoare menționate de doamna doctor trebuie să știe că trebuie să fie mai atente cu pielea proprie. Astfel, acestea trebuie, și de altfel noi toți, dar în mod special acestea, să-și facă autoexaminarea pielii. Recomandabil o dată pe lună. Până la urmă, într-o oglindă ne putem evalua suprafața exterioară a corpului și observarea leziunilor, pe de-o parte cele noi și pe de-o parte evoluția celor pe care le cunoșteam, fie că vorbim de alunițe, de pete, de alte tipuri de leziuni pe care le observăm pe suprafața pielii. În momentul în care vedem un lucru nou, este bine să ne adresăm unui medic, poate fi de familie, care poate inițial, să facă poate să facă aceeași evaluare, aceeași examinare. Practic, examinarea exterioară a corpului unui pacient asigură o evidențiere a leziunilor noi cu o sensibilitate de 60%. După care ne putem adresa, fie cu trimitere, fie direct, unui medic dermatolog, care are și alte posibilități pe care, sigur, le cunoaștem și am auzit de ele. Fie
fotografia alunițelor, harta alunițelor care se realizează de către dermatolog sau dermatoscopia digitală seriată, care reprezintă aceste două examinări standardul optim de monitorizare în dermatologia leziunilor pielii și care au, desigur, o sensibilitate mult mai înaltă, de până la 90% în a determina aceste tipuri de leziuni. Prin urmare, înainte de a ne adresa, este important să ne facem noi această autoevaluare. Doamna doctor Zob, în ce măsură influențează tratamentul perioada în care ne prezentăm la medii și stadiul în care se află pacientul în momentul în care ajunge la un specialist? Categoric, tratamentul depinde de tipul tumoral și de stadiul tumoral. Stadiul pe care noi îl stabilim în funcție de dimensiunea tumorii, de profunzimea acesteia, de afectarea ganglionilor roco-regionali și de afectarea celorlalte organe, ceea ce înseamnă metastazarea la distanță, plămâni, ficat, creier și așa mai departe. Cu cât stadiul este mai avansat, cu atât, în primul rând, suferința bolnavului este mai mare și tratamentele sunt mai agresive și cu răspuns destul de mic, pentru că supraviețuirea în stadii metastatice e mică. Categoric s-a îmbunătățit odată cu apariția terapiilor noi versus chimioterapia clasică pe care o aveam la dispoziție până acum câțiva ani, în stadiu incipient de boală. Se realizează intervenție chirurgicală cu margini de siguranță de câțiva milimetri, uneori spre un centimetru. Dacă aceasta nu este posibilă, fie că localizarea tumorii nu permite o chirurgie corectă, fie că nu are pacientul ambocutanat de unde să facă reconstrucția defectului, fie că nu se poate realiza, atunci urmează radioterapia. Deci, dacă intervenția chirurgicală nu poate realiza margini negative sau nu poate fi realizată, se administrează radioterapie pe leziunea tumorală sau pe ariile ganglionare care, din diferite motive, nu au putut fi extirpate. Se administrează tratament sistemic, chimio sau terapii noi, în momentul în care discutăm despre boală metastatică diseminată la nivelul altor organe, sau boală care categoric nu poate fi tratată prin terapiile locale, intervenție chirurgicală sau radioterapie. Pentru că cel mai frecvent aceste leziuni apar la nivelul zonelor expuse la soare, și anume față, cap, gât, decolteu, brațe și spate. Preferat este partea inferioară a buzei și pavilionul urechii. De foarte multe ori, chirurgia este extrem de mutilantă. Pacienții pot să rămână fără ureche sau există defecte mari la nivelul nasului când apare și este foarte profundă tumora, trebuie curățat, trebuie margini de rezecție negative. Aici sunt niște provocări pentru chirurgia care se ocupă de aceste tipuri de tumori și pentru radioterapeutul care trebuie să evite țesut nervos și așa mai departe. E o doză limită dincolo de care toxicitatea nu justifică administrarea acestui tratament. Și referitor la protecție, aș vrea să atragem puțin un semnal, să atragem atenția telespectatorilor că protecția față de razele UV nu se face doar în sezonul cald. Foarte multă lume confundă soarele și cu vara, cu anotimpul vara, când de fapt această protecție ar trebui să o aplicăm mereu, nu? Da. 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 Vă Este rog, domnule adevărat. Fătin, dumneavoastră. Este foarte adevărat. Raze ultraviolete le întâlnim și în sezoanele rece, chiar dacă ni se pare că vara e mai mult soare. Mai este de accentuat faptul că dacă ne gândim, de exemplu, vara, că ne administrăm o cremă de protecție, nu ar trebui să ne simțim invulnerabili odată cu aplicarea acesteia, pentru că ar trebui să înțelegem ce înseamnă acel factor de protecție asigurat de cremă.
Crema de protecție este importantă, dar doar în contextul celorlalte măsuri pe care le luăm și pe care, desigur, toți specialiștii le recomandă. Nu se sta între 10 și 4 pe plajă, a evita expunerea copiilor foarte mici, cărora, de exemplu, până la 6 luni nu le poți administra cremă fotoprotectoare, de a nu merge la aparatele de bronzat, la solar, care crește riscul. Cu, apropo de risc, cu 67% de a face carcinom spinocelular. Și dacă ne întoarcem la creme, riscul sau factorul de protecție acela 15, 25, 50, 100% nu înseamnă că odată ce mi-am aplicat acea cremă, 100% sunt protejat. Acel factor de risc trebuie înțeles ca fiind perioada de timp, multiplicarea perioadei de timp la care efectul razelor ultraviolete asupra pielii mele mi-asigură protecție. Ca să fiu concis, dacă eu în 5 minute de stat la soare mă ard pe piele, înseamnă că aplicarea unui factor de 100% protecție îmi prelungește de 100 de ori acea perioadă. Nu înseamnă că nu trebuie repetată, nu înseamnă că nu trebuie administrată o cantitate corespunzătoare, ceea ce e destul de multă dacă citim cu atenție indicațiile de pe etichetare. Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute, după care continuăm discuțiile. O să vedem și care sunt tipurile de tratament care se folosesc în România, cât sunt de eficiente și cât de tratabil este acest tip de cancer. Ne întoarcem în câteva minute. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre cancerele cutanate non-melanom, subiectul nostru din emisiunea de astăzi, din emisiunea 360 Medical. Doamna doctor Zob, le promiteam telespectatorilor înainte de publicitate că vom discuta puțin despre cât de periculos sau cât de periculoase sunt aceste tipuri de cancere cutanate și cât de dificil este tratamentul și dacă există în România, se ridică România la standardele altor țări în ceea ce privește medicația și tratamentele pacienților? Da, este disponibil în țară, este disponibilă o clasă de medicamente pe care noi o putem utiliza în tratamentul bolii metastatice și anume inhibitorii PD-1. Sunt niște anticorpi monoclonali care se leagă de un receptor care se află la nivelul limfocitelor și care odată legat împiedică activarea acestora. Există interacțiune PD-1, PD înseamnă program death, de la asta vine, și PD-L1 este ligandul acestuia, care determină o inhibiție a activării limfocitelor care ne apără de celulele tumorale. Odată cu apariția acestor anticorpi, s-a blocat această interacțiune între PD-1 și PD-L1 și atunci limfocitele rămân activate și pot să distrugă celulele tumorale. Ăsta este în principal mecanismul de acțiune al unei clase noi de tratament, de medicamente pe care o putem utiliza, dincolo de administrarea chimioterapiei clasice, care distruge celule cu multiplicare rapidă și care are efecte adverse datorită acestui tip de distrucție a celulelor cu multiplicare rapidă, care nu sunt numai celule tumorale, ci sunt și celule normale ale organismului nostru, cum sunt, de exemplu, celule măduva hematoformatoare, care suferă din administrarea chimioterapiei. Deci noua clasă de medicamente, acești anticorpi monoclonali, pot să determine activarea sistemului imun, iar acesta să înlăture celulele tumorale. O evoluție, așadar, în ceea ce privește tratamentul pentru aceste tipuri de cancer. Categoric. Categoric o creștere a supraviețuirii pacienților și o creștere a calității vieții acestora, fără discuție. Pentru că vorbeam despre tratament, domnule doctor Fotin, și despre tipurile de tratament, ce complicații pot apărea în cazul în care unui pacient nu îi se administrează sau nu își administrează corect tratamentul sau poate se prezintă prea târziu la medic și e într-o fază
mai avansată, într-un stadiu mai avansat al bolii? Faptul că doamna doctor a menționat o clasă de tratamente care și-au dovedit eficacitatea și siguranța în administrare nu înseamnă că nu avem situații neacoperite de tratament, pentru că tocmai ce ne spunea doamna doctor, că se adresează formelor metastazate sau celor avansate regional, cele profunde. Dar complicațiile în general ale acestor tipuri de neoplazie sunt determinate de întârzierea adresării la specialist sau de neglijarea pur și simplu a leziunilor existente. Există de altfel date care arată că întârzierile în general sunt cele care modifică mortalitatea când vorbim de cancere. Același raport pe care îl menționam în deschidere arată că, de exemplu, întârzierile în adresabilitate crește mortalitatea, crește riscul de deces cu 19% dacă vorbim de cancerul colorectal, 9% dacă vorbim de cancerul de sân, 5% dacă vorbim de cancerul pulmonar. Este același lucru și pentru această formă de neoplazie. Și mai sunt complicațiile determinate de, odată ce vorbim de o leziune, cum ne spunea doamna doctor, la nivelul buzei, la nivelul urechii, mare, neglijată, suprainfectată, profundă, evident că vorbim de complicațiile tratamentelor, atât cele chirurgicale, cât și cele sistemice, au și ele efectele lor secundare. Prin urmare, rămâne importantă depistarea precoce, cunoașterea factorilor de risc, adresabilitatea către un specialist și intervenția rapidă, până la urmă, în orice formă de cancer, nu numai în cancerul de piele. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute pentru concluzii și tot atunci o să vedem și care sunt cele mai importante știri de săptămâna aceasta de pe platforma 360medical.ro. Revenim! Am revenit pentru ultima parte a emisiunii de astăzi. Doamna doctor Zob, despre cancerele cutanate non-melanom, cât de frecvent se întâmplă ca pacienții să ignore sau să nu dea atât de multă importanță acestor afecțiuni și să se trezească prea târziu că au o problemă gravă? Așa cum a spus și domnul doctor mai devreme, pacienții într-adevăr se prezintă de foarte multe ori în stadii avansate. Fie pentru că nu iau în considerare leziunile eritematoase, fie pentru că sunt oameni care lucrează în exterior, în mediul cu expunere permanentă la ultraviolete și au diverse leziuni de-a lungul timpului și nu iau în considerare când apare ceva mai serios sau care nu are tendință la vindecare, de exemplu cu evoluție mai lungă de una, două luni. Și atunci nu se prezintă, spun lasă că o să treacă până aceasta se extinde foarte mult, trece în profunzime, prinde straturile profunde și atunci categoric există o chirurgie mutilantă. Deci există într-adevăr ceva mai mulți pacienți care se prezintă în stadii avansate la noi. Care ar fi, domnule doctor Fotin, pe final, în două minute vreau să sintetizați principalele recomandări pe care le faceți în calitate de specialiști pacienților? Sunt simple. Sunt la nivel european ghiduri care spun primele trei recomandări. Evitați excesul de raze ultraviolete, aplicați fotoprotecție și nu bronzării artificiale aparatelor solare. Dat fiind faptul că, așa cum am văzut la început, radiația ultravioletă este cea care cauzează peste 90% din cazurile de cancere non-melanom, pe anumite tipuri de piele este adevărat, atunci recomandarea este de a evita și de a lua măsurile necesare de protecție atunci când ne expunem la ultraviolet. Iar punctul 2, identificare precoce a leziunilor și întrebat un medic dermatolog ce este cu asta, dacă nu facem un program susținut de evaluare, care ar fi recomandabil cel puțin o dată pe an. Dar sunt de un foarte dermatolog. Multe persoane care nu recomandă deloc expunerea la soare, ceea ce, din nou, înțeleg că nu e bine nici să o dăm așa dintr-o extremă într-alta. Extremele niciodată nu au fost potrivite. Recomandările sunt clare. Orele cu activitate a razelor ultravioletă intensă de bombardarea pământului sunt cunoscute
cele de prânz, ca să zic așa, între 10 și 14. Măsurile iarăși sunt bine cunoscute, ochelarii de soare, pălăria, culoarea albă, dar da, sunt lucruri bine cunoscute. Trebuie doar să le aplicăm, nu sunt ceva inovativ, am descoperit acum măsuri de protecție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Zob, domnule doctor Fotin, cu mare drag vă mai aștept cu altă ocazie, pe domnul doctor o să-l revedem săptămâna viitoare. Pe final, stimați-le spectatori, vreau să vă prezint principalele știri de pe platforma 360medical.ro. Acolo găsiți detalii despre o nouă amânare a actualizării prețurilor medicamentelor care ar trebui realizată anual. Ministerul Sănătății intenționează să amâne cu încă două luni, respectiv până la data de 1 martie 2022, corecția prețurilor din Catalogul Național al Prețurilor Medicamentelor autorizate în România sau CanaMed. Tot pe 360medical.ro aflați informații despre descoperirea unui cu potențial uriaș în ceea ce privește cancerul, o descoperire realizată de o echipă de cercetători de la Universitatea Princeton din Statele Unite. Cercetătorii au arătat că țintind o singură genă care apare în mai toate tipurile principale de cancer, se poate obține vindecarea bolii fără reacții adverse importante. Și tot la capitolul descoperire o să vedeți pe 360medical.ro noutăți și în ceea ce privește diabetul. Într-un studiu clinic, cercetătorii au implantat grefe celulare unor pacienți cu diabet zaharat de tip 1, iar aceștia au secretat insulina. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Sunt Aneta Sângerzan. Vă doresc să aveți o după-amiază excelentă. În continuare, la fix, Irina Petraru vă așteaptă la Top B1. Numai bine!